Salut la toți și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Roblox. În jocul acesta sunt mai multe feluri. Sunt iconuri, sunt așa cum mă joc eu. Ceea ce mă joc eu acum este Pet Simulator. Pe Google Play nu o să găsiți. Trebuie să instalați Roblox și în el sunt mai multe. Și din ce în ce mai mulți bani de acestea strângi, cu atât mai mulți animaluți vei primi. Uitați, sunt și de acestea. Eu am deja 64, nu stați, m-am greșit, 644 de milioane 513.923. Este foarte mult. Mai jos o să vedeți mai multe milioane. Trebuie să strângem cât mai mult de acestea. Este foarte simplu. În Roblox va trebui să scrieți Pet Simulator. Și o să vă apară. Uitați, apeși pe lăbuțe și îți apar mai multe animăluțe. Trebuie să le cupeți la ouă. Eu am făcut altfel. Am făcut schimb. Nu stați, cum era căutat. Ne-am ales câteva minimăruțe și le-am dat în schimbul acestea care îți dau milioane. Și ne-am ales 4 dintre ele. Doar 4 poți să-ți alegi. Și trebuie să strângi cât mai mulți bani. Cât mai mulți bani strângi, cu atât mai multe ouă poți să-ți cumperi. Sunt ouă care sunt până la 10.000. Și sunt care costă milioane. Așa că noi o să strângem cu mai mulți bani și haideți să ne ducem direct la final. Acolo este o comoară foarte mare, gigantă. Eu am mai jucat, nivelurile acestea sunt deschise pentru că eu am jucat foarte mult aseară și le-am deschis pe toate. Nu chiar pe toate, dar mai am câteva. Uitați, animalele le deschid foarte repede. Am 4 animaluri, doar 4 poți să-i ții. De toate animaluțele care le poți să le ai, sunt doar 4. Eu am, nu știu ce acesta, cred că sunt 15 animaluți de toate. Uitați, putem să-l ducem acolo. Și uitați, este și o rachetă care o să ne aducă pe o altă planetă. Și lângă rachetă, vedeți că întâi este o comoară gigantă și apoi rachetă. Comoara aceea noi o să deschidem. Așa. Ne ducem direct acolo. Stați, ce sunt acestea? A, sunt tot bani de aceștia. Da. Da, eu credeam că sunt altceva. Uitați, pe aici nu se văd. Da, și pe planeta ceilalte trebuie să strângem alt fel de bani. Aceia cred că nici nu sunt bani. Eu azi seara am deblocat comoara și nu mi-e nevoie. A, uitați-o! Haideți repede la ea. Am deblocat-o. Așa, mai strângem câteva bănuți. Haidem pe planeta cealaltă. Dacă intrăm în rachetă, ne aduce pe altă planetă. Și ne ducem aici. Și apăsăm pe rachetă și ne duce racheta pe altă planetă. Uitați. Ne-a dus pe altă planetă. Eu aici am mai jucat. Dar o să vă arăt pe urmă. Uitați, intrăm și la shop. Aici sunt multe ouă, dar pe planeta ceilalți sunt mai multe. Noi avem foarte mulți bani de acestea care trebuie și vom cumpăra niște ouă. Ce ouă poți fi? Haideți să luăm unul din acestea. Așa. Am câștigat unul care ne dă
foarte mulți bani. Nu chiar atât de mulți, dar e de mulți. Încă unul. Wow, acesta este unul țepos. Așa, locul la acesta. Îl vom pune pe acela țepos. Și îl punem pe acesta țepos. Și am terminat. Uitați-l, acesta țepos este anul nostru. Și acum ne ducem să strângem bani. Acum sunt acești doi animăluți. Uitați, acestea sunt altfel de bani. Așa. Și luăm și aceasta. Ne ducem mai încolo. O să găsim comori. Aici sunt doar comori. Uitați, sunt foarte multe comori. La nivelul acesta sunt doar comori. Doar că nu sunt, dar sunt mici. Așa. Și în care parte ne ducem? Uitați acolo. Este o comoară uriașă. Înainte am deblocat, numai când am deblocat tot. Aici era o comoară. Am deblocat-o. Uitați, comori sunt mari. Sunt și comori mari. Haideți la aia gigantă. Eu am deblocat și nivelul acesta. Și eu am trimis o mulți acolo. Așa. Câți mai avem? Unul. Și acum toți sunt acolo și așteptăm să deblocheze comoara. Nu durează mult, dar nici puțin. Și acum va trebui să deblocheze comoara. A, și încă ceva. După episodul acesta, peste câteva minute voi posta și un episod de Granny. O să-l postez la ora 16:00. Episodul de Granny. Se deblochează greu cum are acesta. Această gigantă. Și acum îl facem înapoi așa. Păi de ce vin înapoi? Eu nu înțeleg aceasta. Ei vin înapoi. Nu înțeleg de ce vin înapoi. Eu îi trimit înapoi acolo, dar e că ei vin înapoi la mine. Așa. Sunt toți aici. Acesta nu știu dacă este nostru. Este a nostru. Este foarte mare comoara. Dar că se deblochează foarte greu. Așa. Se deblochează greu, dar se deblochează. Cred că 52 de minute. Ce este acolo? Știți că animalele noastre deblochează comoara. Dar noi putem să ne ducem de aici. Ele rămân acolo. Și s-ar putea să vină un animal. Dar noi nu vrem așa ceva. Se deblochează foarte greu cu mara. O să stăm aici mult până se deblochează. Da, m-am plictisit să stau să aștept.
Așa. Și cam aici încheiem și noi acest episod. Cu voi a fost Costel, noi ne vom revedea data viitoare. Pa!